Bună ziua! Bună ziua! Cu Tonel Costa de la Jandarmerie. Vreau să spun și mie ce activitate aveți acolo aici. Pichetez ambasada Georgiei. Da. Și gata. Aveți alte planuri? N-am alte planuri. S-ar putea, că am anunțat public evenimentul pe Facebook. Am înțeles asta. Am vrut să-mi prezintați și mie un act de identitate. Nu. Atunci, datele persoane? De ce? Să știm cu cine stăm de vorbă, în cazul în care o să... Legitimarea omului se face când a comis vreo ilegalitate. Eu ce ilegalitate am comis? Care-i temeiul să mă legitimați acum? Sunt o ființă umană cu drept fundamental de a mă exprima și de a face proteste. Care-i motivul să mă legitimați? Da, domnule, am înțeles asta, dar dumneavoastră aveți o activitate. Da, legală și da, pașnică. Deci nu un obiectiv. Așa, un obiectiv minunat. Ambasada da. Unei țări prietene care vrea în Europa. Nu căutăm scandal sau... Nu, dar de ce mai legitimați? Că n-am făcut o ilegalitate, nu? În cazul în care... Legitimarea se face pentru cazuri de ilegalitate. Da, știm asta. Și atunci? Da, trebuie să știm cu ce stăm de vorbă să... V-am spus, mă numesc Oleg Brega, am trimis și notificare nu, la primărie. Nu, și atunci de ce mai legitimați? Nu mai legitimați. Tocmai v-am spus. Acum aveți o activitate fața unui obiectiv. O activitate legală. Da. Da, deci nu e motiv să mai legitimați. Asistați, eventual, puteți să opriți motorul ca să nu poluați. Nu e asta o problemă cu motorul. E o problemă, când poluați aerul pe care îl respir și eu. Și cheltuiți banii la care contribui și eu prin impozite. E o problemă, asta e reală. Și faptul că mă hărțuiți, mă intimidați, asta e o problemă nu, și mai grave. Nu v-am intimidat pe nimeni. Păi nu mă legitimați. E o simplă legitimare, nu e... Dar nu e o simplă legitimare, e o intruziune în viața publică, în viața privată. Datele mele personale vreți să le luați. Ia, tu mai ai venit oameni la protest, e legitimat și pe ei pentru că au venit la protest? Dacă se strâng mai mult de 3 persoane... Asta vreau să faci o poză pe iPhone-ul. Să rogi poliția? Da, stai că eu să te rogi să le arăți buletinul acuși. Dumneavoastră, ce activitate aveți acum? Se exprime. Eu mă exprim... Jandarmeria română revine la metodele securiste de altă dată, să te intimideze. În loc să te apere. Pe dumneavoastră nu vă intimidează? Că vă întreabă? Pe mine mă intimidează, mie mi se pare ilegal. Eu am dreptul să mă întrebi și normal. Am dreptul să arăt părerea mea. Da. Doar că eu aș trebui cumva să... Facem acuși selfie, da. Nu-i problemă, dar nu, scăpăm de, de dușmanii ăștia. Dușmani, doamne. Cum nu-s dușmani dacă se bag? Dacă te intimidează. Păi și noi ce-am tulburat ordinea publică? Noi ne exprimăm. Nu vă face nimic. Ne-au cerut buletinul. Ce dacă v-am cerut? Dar nu vreau să-l dau. Datele mele personale. Dar nu vi se pare revoltător? Nu vi se pare revoltător că hărțuiești omul? Da, nu. Ca să... Da. Chiar și cățelul înțelege că e ilegal. Noi trebuie să arătăm pentru că se face în multe orașe din Europa. Ca să atragă din toată lumea, da. Ca să atragă la Australia și Noua Zeelandă. Da, trebuie... Da, da. Suntem doar că noi vrem să facem o poză și să trimite, dar am vrut pe fonul la maestru. Facem un selfie, hai că s-au liniștit. Dar trebuie persoane să consideră un protest. Așa, dar e pașnic. Nu ați anunțat nicăieri. Cum nu? L-am anunțat la primărie. De ce ați venit aici? Nu v-a anunțat primărie? La primărie nu știu, noi trebuie să anunțați și jandarmeria română. Am anunțat și jandarmeria română, pe 1 ianuarie, am trimis e-mail. Dar dumneavoastră de unde ați știut și ați venit aici? Oamenii ăștia patru de unde au știut și au venit aici? Știi, lucrez aici, aici la obiectiv. Am trimis e-mail, știe toată lumea. Dacă facem ceva ilegal, spuneți care e ilegalitatea. Trebuie să știu și eu dacă am fost anunțat, dacă nu. Ați fost anunțat, v-am trimis e-mail. N-ați fi venit încoace dacă nu trimiteam eu e-mail. Și primăria v-a trimis e-mail și eu v-am trimis e-mail. De pe 1 ianuarie. Ați zis, vă rog, să ne înțelegem. Cum să ne înțelegem? Cunoaște prevederile legii 60. Așa, ce scrie în legea 60? Chiar și de la dumneavoastră acum sunteți 3 persoane. Se consideră un protest. E minunat. E un protest pașnic într-un stat de drept da, european. Da, dar eu vă rog să vă legitimați. De ce să mă legitimez? Un protest e un fapt legal.
E un drept fundamental constituțional apărat și de Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 10 și 11. Domnule, puteți să fiți sancționați pentru refuzul de legitimare? Eu nu refuz să mă legitimez, să-mi spuneți întâi pentru ce mă legitimați. Eu m-am prezentat, mă numesc Oleg Brega, am trimis scrisoare la primărie și la jandarmerie, am respectat toate prevederile legale, mai ales că protestez singur. Era un protest solitar, am ieșit singur, nici măcar nu trebuia să-l anunț. Ați anunțat pe... Și pe internet am anunțat, exact, da. Și am anunțat și primărie. Nu, da, așa o chestie. Și dacă aici ar fi 20 de oameni, ce, de la tot să stau abile? Da, da, imaginează, sau, 3, sau 30 de mii dacă ar fi, și 30 de mii dacă ar fi. Nu, el arată incompetență. Jandarmul ăsta trebuie pedepsit pentru așa comportament. El compromite instituția jandarmeriei și statul român. Poartă epolet și îi face de râs. Ei s-au gândit să-mi facă rating și trafic pe canalul meu și s-au gândit, băi, anul ăsta n-are niciun click popular, hai să facem noi figurații, băieți ăștia. Băieții pur și simplu stau și ei aici și lor tot nu, pur și simplu ei nu știu legile și de asta se comportă așa, ei nu știu drepturi. Nu știu drepturi și legi, dar sunt obligați să le știe. Dar nu le-a spus drept că ești și acolo. Că trebuia să facă facultate, trebuia să citească când au fost la facultate. Trebuie șefii dacă nu știți. Pribluiți. Fata aceea și băieții, de ce au venit 4 de dimineață? Pentru că au fost anunțați. Și chiar dacă nu erau anunțați, protestul e pașnic și legal. Orice protest pașnic, conform standardelor europene, este legal. Dacă nu credeți asta, insistați, România o să fie condamnată la CEDO și vouă s-ar putea să vă scadă din grade și din epolet peste câțiva ani când o să pronunță Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Când le se râde de noi. Da, când le râde. Băiatul ăsta vrea să mai discutăm puțin. Uite așa se comportă. Sunt aici în calitate de organizator. Arătați-și mie. Sunt aici în calitate de cetățean. Dovadă că ați anunțat primăria sau jandarmeria. Să mă arătați dovadă. Am e-mailul de trimis în data de 1. Da, dar la câte șmecherie ați făcut până acum, parcă nu-mi vine să vă arăt. O dovadă că ați trimis pe Gmail. Trimise. Protest la ambasada Georgiei pe 1 ianuarie. Trimis și la relații publice primăria București și la DGMBB, adică cum e, Direcția Generală de Jandarmerie. Pe 1 ianuarie trimis. Vă anunț prin prezentă că intenționez să protestez pe data de 4 ianuarie ora 12 în fața ambasada Georgiei României pe strada pe Aviator Petre Crețu numărul 50, sectorul 1 București. Voi protesta aproximativ o oră, cu trompetă și lozincă. Intenționez să fiu singur, dar fac publică acțiunea pe internet, deci e posibil să mai adere manifestanți. Nu solicit niciun fel de servicii de la PMB și nici de la forțele de ordine. Dar acum, iată, m-am trezit cu serviciul de hărțuire gratuită. Nu va hărțui nimeni. Bine, asta e hărțuire și sunt convins că dacă aș scrie o plângere la procuratură, ar găsi că am dreptate și poate că v-ar sancționa, da? N-am timp să mă ocup de asta, așa că o să vă iert. O să-mi ajungă traficul de pe internet cu voi. Spasite, Mișu! Nu știu, văd că au icoane, trebuie să serbeze, e Ionul Crăciunul la dâns și pistel vechi, nu? Nu, peste 2 zile, peste 3. E oricum, e 4, da. A venit oamenii cu lozinci.
Nu-s de la ambasada, e de la noi. You're from? Romania? You're from Ukraine. Nu mai ești Chișinău. А, с Кишинева? Да. Рождены там, но живем здесь уже много лет. Да подождите, подождите, подождите. Кая! Кая, чё? Жандармы тела и алертат. Хопа! У меня винит двое. Три. Для Украины. Есть, есть шансы немножко отличиться от этого. Она не знает, как. Она просто зовет тебя. Фотографировала? Да.